Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un nou proiect. Am văzut foarte mult pe diverse canale de YouTube, pe diverse grupuri, acei mini brăduți de Crăciun. De aceea astăzi am decis să facem și noi unul, într-un mod cu totul deosebit, într-un mod divers de ceea ce ați văzut dumneavoastră până acum. Pentru aceasta, bineînțeles, vom avea nevoie de con. Eventual, dacă nu-l aveți acesta de scârți, puteți face unul din carton. Modelul în sine este foarte simplu, foarte ușor, foarte la îndemâna oricărei doamne începătoare. Vom avea nevoie de croșet, bineînțeles. Eu voi lucra cu croșetul numărul 3,5 mm și de firul verde. Eu am montat deja 100 de ochiuri de lanț pentru că am decis să nu fac firul întreg de jur împrejur, deoarece ar fi foarte greu pentru dumneavoastră, dar la opinia dumneavoastră, dacă doriți să faceți pentru brăduțul dumneavoastră întreg, va fi nevoie să puneți în jur de 300 de ochiuri de lanț. Așa cum vă spuneam, eu am montat deja cele 100 de ochiuri de lanț și din acest moment voi face un rând de piciorușe scurte. Deci de la un capăt la celălalt vom face doar piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, modelul pe care vi-l voi prezenta este foarte simplu, este foarte ușor și diferit de ceea ce ați văzut dumneavoastră până acum. Vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Și am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Din acest moment, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare, luăm firul pe croșet, întoarcem lucru și vom intra în corespondența aceluiași picioruș primul și vom face un picioruș dublu. Firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. În felul acesta vom continua. Sărim un picioruș, vom intra în cel de-al doilea și lucrăm piciorușul dublu, două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și cel de-al doilea picioruș dublu. Astfel vom forma aceste V-uri care ne vor ajuta să mergem în continuare cu lucrul. Deci astfel lucrăm pentru întreaga lungime. Și am ajuns la capătul rândului cu V-urile formate. În momentul în care am realizat ultimul V, pe mijlocul acestuia vom face un picioruș scurt. După care, imediat, vom intra în următorul V și vom face un picioruș scurt. Firul pe croșet, voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu, voi trage firul și închidem. De două ori firul pe croșet și facem un picioruș dublu înalt. 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului, voi trage firul și voi închide. Un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt, voi trage firul și voi închide, un picioruș scurt. Un pic, deci piciorușul scurt. După care, în următorul V, aici, vom face doar un picioruș scurt. Și vom trece în următorul. În următorul facem din nou piciorușul scurt, un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț,
trei, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și închid totul, de două ori firul pe croșet și lucrăm piciorușul dublu înalt, trei ochiuri de lanț, intrăm pe dedesubtul piciorușului, tragem firul și închidem, piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț, intrăm pe dedesubtul piciorușului, tragem firul și închidem, piciorușul scurt și am terminat și acest al doilea. În următorul V facem piciorușul scurt. Trecem imediat în următorul și repetăm piciorușul scurt, voi lucra încă o dată, piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț, intrăm pe dedesubtul piciorușului dublu, tragem firul și închidem, piciorul dublu înalt, trei ochiuri de lanț, intrăm pe dedesubt, închidem, piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț, intrăm pe dedesubt, închidem, piciorușul scurt, în următorul V piciorușul scurt și în următorul vom repeta. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide, ca orice lucrare. Capătul de fir îl ascundem, eu doar îl voi scurta. Așa cum vă spuneam, eu am realizat trei astfel de părți. Voi da un pic de o parte, una, două și cea de-a treia. Acum nu ne rămâne decât să montăm, să îmbrăcăm brăduțul nostru. Dumneavoastră veți folosi lipiciul lichid sau lipiciul la cald, ceea ce aveți dumneavoastră. Însă, dacă aveți acest con de scârți, vă sfătuiesc să nu folosiți lipiciul lichid pentru că se va topi. Eu voi pune totul cu ace cu gămălie. Îl voi aranja în modul în care să fie cât mai estetic, cât mai frumos. Voi porni de aici, de la bază. De ce pun ace cu gămălie? Pentru că probabil voi folosi acest con și altă dată. Deci eu ceea ce fac este pentru a vă arăta dumneavoastră. După ce ați fixat bine capătul, nu vom face altceva decât să începem să îmbrăcăm conul încet, cu atenție. Din loc în loc vom pune câte una cu gămălie, voi pune eu, dumneavoastră veți pune lipiciul pentru a-i da mai multă stabilitate, mai multă siguranță și în momentul în care am ajuns aici ne vom ridica deasupra, nu foarte mult, în modul în care să îmbrăcăm cât mai estetic și cât mai frumos brăduțul nostru. După care, bineînțeles, la dorința fiecăruia putem pune mici mărgeluțe din loc în loc pentru a-l decora și astfel vom realiza un atrăgător mini brăduț. Așa, să vedeți cât de frumos se prezintă acest model în momentul în care conul este îmbrăcat cu totul. După ce am terminat, vom continua cu alta și în felul acesta, de jur împrejur, vom pune până în vârful brăduțului nostru. Ia uitați-vă cât de ușor se aranjează, cât de frumos. Vom continua singure și ne vom întâlni la final. Eu am încheiat de îmbrăcat brăduțul meu. Uitați-vă cât de real pare
Acest model care vi l-am prezentat este foarte de efect. Așa cum vă spuneam, acum cine dorește poate orna cu câteva mărgeluțe, cu ceea ce doriți dumneavoastră. Însă partea principală, lucrarea principală, noi am realizat-o. Dacă vă place ceea ce ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o după-amiază minunată. La revedere, vă salută Tatiana!